un grup de tineri greco-catolici din municipiul Zalău au luat parte la exerciții spirituale în zilele de 8-10 aprilie. Evenimentul a avut loc la capela Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, pe Meseș, aproape de municipiul Zalău. În fiecare an, în perioada postului mare, organizăm cu tinerii greco-catolici din Zalău exerciții spirituale și asta pentru a aprofunda rugăciunea, pentru a intensifica rugăciunea, pentru a ne retrage din zgomotul și chiar din rutina cotidiană. Fiind aceste zile, putem să zicem binecuvântate, premergătoare sărbătorii învierii, se cade ca tinerii în special, dar sigur și ceilalți credincioși, să-și examineze conștiința, să se apropie de Sfintele Taine, să mediteze asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Și fiind această practică, obișnuim să-i aducem pe tineri sau, sigur, câteodată și în alte locuri, dar ne-a plăcut acest loc aparte, dat fiind că a fost ctitorită și această capelă frumoasă. Suntem prezenți aici de vineri seara și astăzi este ultima zi a exercițiilor. Ne-am bucurat de prezența părintelui Eugen Jurca de la Timișoara, care are dubla calitate de preot și de psiholog, deci cunoaște foarte bine și psihologia vârstelor și tematica abordată în acest an a fost cea a discernământului și a alegerilor în viață, care credem că a fost foarte utilă pentru tinerii noștri. Tinerii sunt îndemnați să fie apropiați față de Dumnezeu, de biserică și de preoți, să facă fapte bune, să caute a fi exemple bune pentru cei din jurul lor. În aceste locuri te poți regăsi, poți să vorbești cu tine însuți și poți să-L descoperi cu adevărat pe Dumnezeu. Chiar dacă te duci la biserică și te rogi, aici este altfel. E o stare specială și nu poate fi descrisă. Pot să spun că am trăit la maxim toate momentele de aici. Este o stare inexplicabilă să ajungi să comunici într-adevăr cu Dumnezeu și a fost foarte frumos. N-am cuvinte. Ceva ce ai învățat în aceste zile? Avem nevoie de o oarecare comunicare cu Isus și cu Dumnezeu în viața noastră. E indispensabilă. La Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, care s-a ținut duminică, 10 aprilie, au slujit părintele Eugen Juca din Timișoara, părintele Ciprian Robotin și ipodiaconul Marius Matei din Zalău. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Cu alte cuvinte, exercițiile spirituale de acest fel au ca obiectiv predispunerea sufletului pentru îndepărtarea tuturor atașamentelor negative. Astfel, executându-le, putem găsi pacea sufletească. Ulterior desfășurării acestor practici, ordonarea propriei vieți va fi simplificată.